Toate întâmplările văzute sunt felul fericit sub care se împlinesc hotărârile mântuitoare ale lui Dumnezeu. Astfel, când vine o zi însemnată pentru mântuirea unui popor, Dumnezeu caută pentru împlinirea planurilor sale mai întâi un om. Un om smerit pentru a putea împlini misiunea rânduită lui de a îndruma tot poporul acela spre Dumnezeu. O zi însemnată pentru poporul ales era ziua încoronării copilului Iosia ca împărat al lui Iuda. Sub domnia tatălui și bunicului său, poporul căzuse cu totul în idolatrie. Îi rămăsese copilul Iosia doar mama credincioasă, Iedida, fata lui Adaia. Astăzi este o zi mare pentru Iuda. Acesta este noul nostru rege, Iosia, fiul lui Amon și al lui Iedida, din seminția lui David. Acum a sosit momentul. Copilul meu, de astăzi vei fi rege. Dar mai întâi de toate, tu să fii un slujitor al lui Dumnezeu. Iată moștenirea mea. Nu uita legea Domnului. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeu nostru este singurul Domn. Ține legea aceasta, prin ea va fi mântuirea ta și a poporului prin tine. Așa voi face, mamă. Privind peste poporul nostru, după mii de ani, Dumnezeu a găsit un om care să împlinească misiunea unică și sfântă. Într-o vreme tulbure a războiului și lipsurilor, într-o vreme în care biserica rămăsese aproape numai cu forme și slăbiciuni, mai era în popor o mamă. O mamă credincioasă, Ana, din neamul lui Avram Iancu. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta. Și după mare îndurarea ta. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururi. Miluiește-mi, Dumnezeule, după mare mila ta. Iosif, dragul meu. Da, mamă. Te mai doare, mamă? Nu mă mai doare nimic acum. Ascultă, tu vei fi un copil al lui Dumnezeu și un slujitor al său. Văd pe chipul tău
semnul Lui, că El te-a ales. Privește psaltirea mamei. Iată moștenirea mamei. Să o iubești cel mai mult, căci prin ea va fi mântuirea ta și a multora prin tine. Mămica mea, mămica mea! După 10 ani de domnie, Iosia, frământat de conștiința misiunii sale, gândește ce ar putea face ca să trezească poporul la închinarea adevărată. Am 10 ani de domnie. Ce am făcut eu pentru poporul meu? Casa Domnului este o ruină, iar sufletele oamenilor sunt tot așa. Dumnezeule, ce vrei să fac? Ajută-mă, Doamne! Tu vii cu gânduri mari și crezi că poți îndrepta lumea asta cu năravuri idolatre. Nu vezi ce slab ești? Doar un copil. Nu știi din ce părinți te tragi? Cum crezi tu că poți lupta cu asemenea puteri vrăjmașe? Eu sunt slab, dar Domnul este tot puternic. Domnul este prea înalt. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Ascultă, Israele, Domnul Dumnezeul nostru este singurul Domn. Ascultă, Israel, Domnul Dumnezeul nostru. Șafan, să vină logofătul Șafan. Iată-mă, Maria ta. Suite la marele preot Hilchia și spune-i să adune argint pentru a repara casa Domnului. Am găsit cartea legii, cuvântul Domnului. Du-i imediat cartea aceasta regelui. Ce se întâmplă? Citiți! Cartea legii. Să nu-ți faci alți dumnezei, să nu-ți faci chip cioplit, să nu mărturisești strâmb, să nu ucizi. Doamne, iartă-mă, Doamne, pentru că atât de mult, Doamne, împotriva legii. Iartă-mă, Doamne, n-am ascultat. Ai milă, Doamne, de mine. Te rog. Ai milă, Doamne, de poporul tău! Merge și întrebați pe Domnul pentru mine și pentru popor, căci mare, mare trebuie să fie mânia al Domnului. Așa vorbește Domnul. Pentru că ți s-a mișcat inima,
pentru că te-ai smerit înaintea Domnului și pentru că ai plâns. Eu am auzit, zice Domnul, de aceea te voi adăuga în pace la părinții tăi și nu vei vedea nimic din nenorocirile pe care le voi aduce. Copilul Iosif împlinește cuvintele mamei sale sfinte și devine preot. După ani de dureri sufletești prin moartea celor dragi și lipsuri fizice, rămas văduv cu un copil mic, tânărul Iosif ajunge la Sibiu, chemat de mitropolitul Bălan pentru a fi duhovnic la teologie. Frământat de uriașa nevoie sufletească a neamului său, de starea slăbiciunii sale fizice și lipsurile materiale, ajunge la Sibiu noaptea, iar acolo nu îl așteaptă nimeni. Doamne, pentru ce m-ai trimis aici? Iată, sunt străin și singur, nici nu știu unde să apuc în târziul acesta de noapte. Tu vii cu gânduri mari și crezi că poți îndrepta lumea asta cu năravurile ei. Nu vezi tu ce slab ești? Nu știi din ce loc te tragi? Cum crezi tu că poți lupta cu atâția puternici și tari? Tu, un pitic între uriași. Domnul și Dumnezeul meu! Doamne, Tu ai fost cu David când îl înfrunta pe Goliat. Eu vin aici în numele Tău, Doamne, nu în numele meu. E adevărat că eu sunt un pitic și aici nu am pe nimeni, doar pe Tine. Doar pe Tine. Hai să mergem, copilul meu. Hai să căutăm un loc de stat. Sărutăm dreapta în la preasfințit. Domnul să te binecuvânteze. Ia loc. Mulțumesc. Iată omul potrivit la locul potrivit. De multă vreme privesc la starea poporului și a bisericii noastre. Mă îngrozesc și eu în ce stare au putut ajunge sufletele oamenilor din cauza păcatelor și ale nevoilor și ne numim creștini de aproape 2000 de ani în al preasfințitei. Tocmai de aceea te-am chemat. Pentru că ești tânăr și liber, obișnuit cu nevoile sătenilor, pe lângă slujba de duhovnic vreau să lucrez la o gazetă pentru popor, să fie cea mai bună din țară, să luminez poporul simplu cu învățătura creștinească. Bine, nu a prea simțite. Facă-se voia Domnului. Așa să fie. Voi pune în mâna poporului cuvântul sfânt, așa cum mama mea a pus în mâna mea psaltirea. Luând lumină din lumina lui Hristos, voi turna în sufletele oamenilor învățăturile bunei credinței. Domnul să fie cu tine. Doamne, ajută! Cercetat de cuvântul lui Dumnezeu, regele Iosia anunță o întâlnire cu tot poporul la casa Domnului.
aceea să se adune toți de la mic la mare înaintea casei Domnului. Ascultă, popor ales, am citit cartea legii și am citit în ea că ne-am îndepărtat de Domnul. Am fost un popor, dar de astăzi să ne întoarcem privirile către Domnul, care nu obosește iertând. Mă leg înaintea Domnului să urmez pe Domnul. Și noi, Doamne, și noi! Să ascult poruncile Lui. Și noi, Doamne, să-L laud pe Domnul cu toată inima și cu tot sufletul meu. Astfel pune Iosia legea Domnului în mâna poporului și îl călăuzește spre închinarea adevărată a singurului Dumnezeu, așa cum îl îndrumase și pe el în copilărie buna sa mamă. Domnul este cu noi. Cartea Domnului, cartea legii. Iar când Dumnezeu aduce lumina cuvântului în suflete, îndată se văd și urmările în trăirea de zi cu zi și în faptele acelor oameni. De azi, popor ales, afară din casa Domnului cu toți idolii, spargeți-i, ardeți-i, dărâmați-i, slujiți Domnului, sfințiți-vă! Domnul este cu noi! Sfințiți-vă pentru Domnul! Trăiți cu El! Fiți ai Domnului! Dați-i laude! Trăiți cu Domnul! De azi, trăiți cu Domnul! Iată noaptea anului nou, 1923. Iată omul lui Dumnezeu cercetat de cuvântul sfânt. Era târziu și el singur. A plecat la masa de lucru, stătea în fața foilor albe și nu știa ce să scrie. Doamne, au trecut 34 de ani în viața mea. Cu ce mă pot înfățișa eu în fața ta, stăpânul și judecătorul meu? Ce am făcut eu pentru tine? Ce am făcut eu pentru poporul acesta? În pustiul acesta mare din jurul meu, ce am făcut, Doamne? Să beau. Ioane. Zi, bă. Hai, noroc. Ion, te rog. Hai acasă. Da, cum ai cu mine? Te rog. Lasă-mă, du-te. Te așteaptă copii măcar. Lasă-mă. Hai, Ioane. Hai. Dar pentru aceste biete suflete, ce am făcut, Doamne? Domnul și Mântuitorul meu, Hristos, iartă-mi nepăsarea trecută și anii petrecuți cu atât de puțin folos. Iartă-mă că până acum
prea puțin am lucrat pentru tine, Doamne, și prea mult pentru lumea aceasta. Iartă-mă, Doamne, că prea puțin rod am adus pentru cerul Tău și pentru împărăția Ta. Și glasul meu, Doamne, a rămas doar ca un ecou pierdut. Te rog, Dumnezeul meu, mă predau Ție cu toată ființa mea, cu toată viața mea, cu tot trupul meu. Doamne, le pun înaintea Ta. Te rog să mă faci un adevărat slujitor al Tău. Mă predau Ție, Doamne. Veniți să facem o intrare creștinească în anul cel nou. Veniți să scoatem din casa noastră, din traiul nostru, aceste mari păcate care ne pierd sufletul și neamul. Iubite cititorule, eu însumi m-am schimbat după ce m-am hotărât pentru Hristos. Să ne silim ca toată trăirea vieții să o punem în acord cu Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Să lăsăm obiceiurile noastre îmbibate în alcool și superstiții și să prăznuim sărbătorile noastre în cinstea Domnului, nu cu jocuri, glume și superstiții, ci în Duhul curat al Evangheliei lui Hristos. Iar când Dumnezeu aduce lumina cuvântului în suflete, îndată se văd și urmările în trăirea de zi cu zi și în faptele acelor oameni. Ce faci, frate? Ai nebunit? Ioane, n-am nebunit. M-am întâlnit cu Domnul Iisus. Ioane, stai să zic. Nu pleca, vină puțin să zic. Lasă-mă Ioane, cu, viață... cu poveștile Ioane, tale Ioane. Și cu adunarea ta. Slăvit să fie Domnul nostru Iisus Hristos. Veci, amin. Mă bucur să te găsesc, frate. Eu sunt sora Ana Pipernea și am venit să-l caut pe părintele nostru Iosif Trifa. Eu am încercat să mă schimb. Am citit tot felul de cărți religioase care nu mi-au dat puterea să mă schimb. Dar când am aflat de lumina satelor, când am început să citesc Biblia, frate, toate acestea mi-au dat adevărata putere de care aveam nevoie să mă schimb. O, sora mea, și eu am fost la fel. Am fost un rău și un bețiv, dar Dumnezeu a avut milă de mine și m-a căutat prin chemarea de la oastea Domnului. Iată, vreau să fac dintr-o casă a diavolului, vreau să fac o casă a Domnului. Slăvit să fie Domnul! Hai să-L mergem să căutăm pe părintele! Haide! În veci amin, copilașii mei! Oh, copilașii mei! Copilașii mei născuți în chinurile mele, fiți binecuvântați, să rămâneți credincioși și cu ochii țintă la crucea Golgotei.
și să-l păstrați. Să-l păstrați pe Iisus cel răstignit în mijlocul vostru. Suflet drag. Suflet drag. Te văd cufundat în duhul lumii și în ghearele păcatelor. Oprește-te. Te rog. Oprește-te din drumul tău și întoarce-te la Dumnezeu. Te rog, întoarce-te la Dumnezeu. Te rog.